Bine v-am regăsit la ultima săptămână a Cireșe de pe tort din acest sezon. Sărbătorile ne bat la ușă și terminăm anul frumos, cu o săptămână cu totul și cu totul specială. Nu este o săptămână cu tematică impusă, singura regulă trasată fiind distracție maximă. Dăm drumul la treabă, vă spun sărbători fericite și ne mai lămurim pe parcurs. M-a cuprins spiritul sărbătorilor și era să uit să vă prezint invitații. Fiți atenți aici! Viorica Macovei, aplauze! Dan Helciug, cred că simțiți cam ce o să iasă săptămâna asta. Dana Săvuică, aduce plus valoare la eleganță și rafinament. Și Cristian Grețcu, în premieră absolută la noi, nu mai are nevoie de cuvinte suplimentare. La anul și la mulți ani! Viorica Macovei, această solistă a sufletului popular. N-a fost un moment în care am învățat să cânt. M-am trezit dintotdeauna cântând și jucând pe muzica noastră tradițională. Pe Viorica n-o cunosc. E adevărat că am dat un Google mic să văd ce și cum. Și îmi place de ea, e o fată frumușică, tinerică, sexy. Prin sângele meu curge cântec. Sângele meu este de bucovineancă, simt așa. Dacă vei vrea să te lași de muzică populară, asta pe mine o să mă întristeze oarecum, pentru că sunt fan al tău, dar dacă te vei lăsa de gătit, asta va fi ceva îngrozitor pe care nu o să pot să-l trec peste. Eu știu cum se mănâncă în Bucovina, mult și greu. Se mănâncă într-un mare fel în Bucovina. Cu grăsime, cu tot ce trebuie. Păi, sper să nu trecem prin chestia asta în seara asta. Dacă Viorica va dori să gătească ceva care să fie reprezentativ zonei Bucovina, eu salut cu drag acest lucru. Dacă nu, este opțiunea ei. Meniul pe care l-am ales pentru această cină este unul mai deosebit. Nu este un meniu bucovinean, dacă într-o ediție precedentă v-am obișnuit cu preparate tradiționale și voiam să vă introduc așa într-o stare și într-o lume mai deosebită, spun eu, lumea bucovineană. E bine, de data aceasta voi găti un meniu internațional. M-am tot gândit așa, cu ce să încep această cină. Ca să fie un start bun, am ales niște creveți. Creveți tempura cu o salată de crudități. Dar, în opinia mea, se potrivește cam ca nuca, cum spuneam de obicei, cu peretele, că tempura e o prăjeală japoneză, iar salată de crudități mă duce până în Coreea, pe acolo, dacă n-aș veni chiar pe meleagurile noastre, mi-o ridice, dar n-avem voie, că suntem internaționali. Felul principal? Aici totul se schimbă. O minunăție de somon în crustă de ierburi cu coacăze. Mă visul oricărui român. Mă, de dimineață când te trezești și mijești ochii, șterzi urdurile așa, și bă, ce aș mânca? Somon cu coacăze, frate. Și o garnitură, aici am oscilat. Să punem legume, nu, pentru că am avut salată de crudități și atunci am mers pe un orez. Un orez cu un sos bun. Ba legume, ba altceva, ca până la urmă să meargă încetişor pe un orez. Pentru desert am ales un mus de fructe de pădure. Este și ușor. Nici prea multe calorii, dar nici prea puține. Senzațional. Meniu internațional, foarte simple preparatele. Așa că pot eu de acum să spun că îmi tai mâna stângă de aici, de la cot, dacă le pregătește Viorica Macovei. Hei, dragii mei, iată, am ajuns la cumpărături. Avem lista aici. Am ajuns în magazin și cum îi stă bine oricărei interprete de muzică populară românească și internațională, are gadgetul. Cum s-ar spune, cum spuneau strămoșii noștri, mă, cum îi zici, mă, la paleta aia, mă, abacule, mă. Un abac electronic venit din îndepărtata Asie. Lista de cumpărături, după cum bine vedeți, este aici, da? Deci să vedem. Avem dovada, oameni buni? Apoi se vede foarte clar, mai ales că am 2,5 dioptrii. Avem nevoie de frișcă lichidă.
pentru desert. Ce desert bun o să facem noi, un mus de fructe de pădure. O fi ok? Celebra frișcă lichidă specială de desert. Și mergem mai departe căutând biscuiți digestivi tot pentru desert, oameni buni. O să servească musul cu biscuiți digestivi? Sunt curios. Bună ziua, bine v-am găsit. M-a ajutat și pe mine cu un somon proaspăt. Am nevoie de 800 de grame, deci un kilogram să fie mai bine să avem mai mult decât să nu ne ajungă. Pentru o cină deosebită. Pentru o cină deosebită. Mergem pe mâna dumneavoastră. Acela? Cum o să meargă pe mâna vânzătoare? Vânzătoarea vrea să-și vândă marfa. Și o să dea orice dacă o vede că e nepricepută. Trebuie să știe ce să ceară. Văd că nu și-a făcut lecții de cum trebuie, din păcate. Creveți decorticați aici, la congelator. Dar creveți aveau și la rând de produse proaspete. De ce n-a cumpărat de acolo creveți? Tot prefierți, dar proaspeți. Nu congelați. Mă întreb eu, așa. Și nu ne zgârcim deloc când vine vremea să facem o masă bună, bogată, să vadă lumea că suntem generoși. Dăm tot ce avem mai bun. Am luat tot ceea ce avem nevoie pentru cina din seara aceasta, pentru invitații noștri deosebiți și ne apucăm de treabă. Am așa un presentiment că va găti foarte bine, pentru că în Bucovina mamele își învață fetele să gătească. E primul lucru pe care îl fac. Ei, dragii mei, iată-ne în bucătărie. M-am schimbat, după cum bine observați. Mi-am dat bijuteriile jos. Am văzut că s-a schimbat Viorica Măgovei. Și are niște scrisori către cer senzaționale. Avem energie, bună dispoziție și să procedăm. Ce facem mai întâi? Începem cu desertul. Le punem pe toate în tigaie. Tigaia trebuie să fie încinsă. Recomand celor care pregătesc acest gen de dulciuri să nu folosească vase foarte late, cum e cazul tigăii de față pe care o folosește Viorica Măgovei, ci mai strânse, ca să nu se întindă zahărul și fructele, să nu se usuce foarte tare preparatul final, ci să le țină mai strânse, ca lichidul să nu se evapore atât de repede. Compoziția asta, de capul meu, abia aștept să gust. Ce gospodină a făcut mama și nu știa nimeni. Bun. Luăm gelatina așa, nu? Foile. Către cine se uită când întreabă dacă luăm gelatina așa? Luăm un cleștișor, punem gelatina, amestecăm bine, 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 până se omogenizează și foile acelea se topesc. Scrisoare către cer. Una dintre ele. Dragă Moș Crăciun, vreau să-ți mulțumesc pentru că am fost cu minte și ai adus-o pe Viorica Măgovei în emisiune. Te rog, dacă poți, să o mai trimiți și într-o cireașă de vară. Mulțumesc anticipat! N-aș vrea ca să fie chiar pastă, să simțim puțin fructele de pădure. Păi dacă e mus, draga moșului, trebuie să fie mus. Musul înseamnă că este fin, musul înseamnă spumă. Asta este traducerea. Spuma nu poate să fie cu bucăți. Am blenduit. Punem aici, în frișcă, fructele de pădure. Între noi fie vorba, un mus nu se face cu frișcă. Musul întotdeauna se face cu albușuri de ou bătute tare. Ăla este mus. Ce este cu frișcă poate fi numit cremă, oricum altfel, dar nu mus. Asta între noi doi așa. Lăsăm bucătarul și pe Viorica Măgovei, care cu siguranță știu ceva paralel cu bucătăria, dar e bine și așa. Ne apucăm de salata pentru aperitiv. Antreul. Avem nevoie de țelină, morcov, măr. De toate le pregătim. Le radem mai întâi. Când era mică și mă punea mama să curăț morcovii, era o plăcere fantastică pentru mine. Știți de ce? Mâncam morcovi ca un iepuraș. Nu v-ați întrebat, dragii mei, de ce port tricoul acesta? Scrisori către cer? Adevărul că ne-am întrebat. Eu cel puțin m-am întrebat de mai multe ori uitându-mă la tricou. Mă întreb și acum. Un mesaj. Vă zic eu de ce. Așa se numește noul meu album. Un album de cântece de iarnă și colinde, realizat împreună cu Raul.
Dar cine e Raul? Cine este Raul? După cum îi spune și numele, Raul nu este celebrul fotbalist madrilen, nici pe departe. El este un îndrăgit cantautor de muzică. El este partenerul Vioricăi la Scrisorile către Cer. O fi bine? Te excelent arată, grozav! Bun, cam aceasta este salata, am amestecat bine. O lăsăm așa, punem o folie pe ea. O să mențină. Și acum să trecem la creveți. Trebuie să pregătim compoziția prin care vom scufunda creveții, după care îi vom pune la prăjit. Eu cred că Viorica în bucătărie este exact ca o albinuță. Eu cred că este o gospodină foarte bună, spre deosebire de mine. Punem un strop de vin, un pic de apă minerală și făină. Dar facem în felul următor. Amestecăm bine. Omogenizăm. Asta vrea să fie amestecul pentru tempura? Păi amestecul pentru tempura nu se face așa. Nu vreau să intru în amănunt de acum și să fac tehnică culinară cu Viorica Macovei, dar dacă cine a învățat-o așa știe să o facă, înseamnă că o face greșit. Serioasă sunt în bucătărie, nu? Sunt tare vesele pe scenă, mai ales când cânt acolo mândrui hura Batovina. Asta este bucătărie internațională și așa sunt creveți tempura. Păi înseamnă că eu sunt, nu Robert Redford, Gerard Butler. Eu el. Eu sunt. Avem compoziția aici. Să testăm uleiul, nu? E ok? E potrivit? Nu știu, mă aștept să gătească niște lucruri specifice bucovine. Aș mânca o mâncare tradițională la ea acasă, știi? Adică chiar simt nevoia, mi-e place foarte mult bucătăria din Bucovina și simt nevoia de o bucătărie, de o mâncare de acolo, știi? Cel mai bun somon din piață. Îl tăiem așa, cam la dimensiunea asta. Îl porționăm frumos. În primul și în primul rând, când îl pregătește în felul ăsta, trebuie să elimin oasele. Punem orezul. Așa. Trebuie să spun că orezul nu se fierbe așa. Lăsăm acolo să se scalde bine în apă. Trebuie să știi ce ori tip de orez fierbi și să pui cantitatea de apă de care are nevoie acel tip de orez. Peștele este așezat în tavă, da? Bun, acum ce facem? Luăm două ouă. Urmăriți-mă cu atenție. Pac. Un. Doi. Bun. Punem cam atâta lapte. Și acum pregătim așa o compoziție pentru crusta de ierburi. Păi am mai pregătit ceva așa anterior. A făcut ceva ce ea spune că e tempura. Eu zic că e altceva. Bineînțeles că rețeta o are de la un bucătar de acolo care habar nu are. Dar acum vreau să fac o crustă peste somon tot din ouă. Ouă bătute cu lapte. Doamne, iartă-mă! Ferească-mă Dumnezeu! Hai! Sare. Acum punem pezmetul. De fapt, nu punem pezmetul. Acum punem pezmetul. Nu punem pezmetul. Punem așa aici, în așteptare. Tocăm ierburile. Chives, adică cepșoară. Și rozmarin. Le tocăm mărunt. Mica, am frică că stai. Și nu mai poate să iei microfonul. Accidente în bucătărie se întâmplă frecvent, de aceea, dragii mei, să nu vă fiți speriați atunci când vă tăiați la un deget sau că se întâmplă și la case mai mari. Adică, dragii mei, dacă vă tăiați, stați liniștiți, nu trebuie să vă impacientați, lăsați degetul acolo unde a căzut, așteptați până se încheagă rana și continuați să tocați mai departe. Și acum adăugăm pezmetul. Capul și de viața. Amestecăm bine ca să nu facă cocoloașe. Altfel, invitații o să simtă și o să spună, domnule, ce gospodină e asta.
Eu eram fericit dacă gătea tot moldovinește, tot bucovinește. Că de bine de rău am mai făcut pe la mămica acasă, dar de-astea internaționalele... Mm-hmm. Sigur, nicio problemă că punem smântâna. Deci peste terciul ăla, peste luul ăla, peste mizeria aia de acolo, o să pună smântână. Pun? Cât? Pune. Hai că primește sfaturi bune. Aș vrea să-l văd pe bucătar. Să-i fac așa cu ochiul. Maestre. Horia, ești rău acum. Te rog eu, de Crăciun, fii mai bun. Dacă erai în bucătărie și venea Viorica cu o scrisoare către tine, n-o ajutai? Ce zic eu că o ajutai? Nici n-o lăsai să intre în bucătărie. Așa-mi place când fac clătite, să le întorc așa. Stop, piloc! Sără, busuioc! Iupi! Acum trebuie coșul de gunoi lângă și... Hop! Aruncă-le! Gata. Le lăsăm aici să se liniștească. Trebuie și eu să mă mai liniștesc, că m-au apucat niște năbădăi. De dacă acum aș fi lângă bucătăria aia, aș opri gazele ca să nu mai poată să facă năzdrăvănii. Da, eu aș vrea să-l scot, dar e greu. Cum să-l răsturnăm? Dați voie să vă ajut? Da, vă rog. El capitan. A apărut bucătarul. Ce să mai zic? Capitane! Nu știu cum îl pui, dar vreau să iasă bine. Exact cum ți-am spus. Orezul varsă într-o stecurătoare, că e plin de apă. Păi cine să mănânce fleșca aia la aia acolo? Ușor, eu sunt zgârcită, să știți. Nu lăsăm mâncarea, mâncarea nu se aruncă. Dar nu e mult orez. Mâncarea nu trebuie să fie de bajocor, că Dumnezeu nu mai dă nimic după aceea de mâncare. Iurica, draga moșului, papă tu tot orezul ăla, liniștită, că nimeni nu-l arunc. Sub jet de apă rece. Rece. Era cam murdar. Îl spală puțin frumos și pe la subțiori, prin spatele urechii, pe frumosul bob de orez. Și după aia o să fie strălucitor. Mă, o să fie un bob de orez, cum să spun eu așa, ca statuia lui Michelangelo, ca David, știi? A fiert orezul într-o căldare de apă. După aia l-a spălat. Și acum îl frige. Este mult mai gustos orezul tras un pic la tigaie cu unt decât dacă ar fi simplu așa. E incomparabil mai gustos. Bă, cine mănâncă orezul fiert și spălat așa? Nu, îl tragi la tigaie. Era mama lui de orez. Măi, orezule, măi, îți dau vreo două... E sar fulgi, ai! Să ne jucăm un pic cu orezul. Prin unt. Și după ce îl frige, îl pune pe grătar. Și punem în formă direct. Ia să vedem dacă putem pune așa. E posibil? Perfect! Nu trebuie toate boabele să fie înăuntru. Mai lasă-le și pălături, că așa e bine. Să mai ciugulească și păsările. Trebuie să iau cu lingura. Prin urmare, dați un pic. Facem treaba asta din nou. Mă, știi de ce îi spune artă culinară? Că te distrezi tare, mă. Mă, poate să-i spună și comedia culinară, că nu-i departe. Așa. Numărezul, punem cu atenție în formă. Așa. Un singur lucru admir la Viorica Macovei. Bine, vocea, nu vorbim după vocea așa. Vorbim despre cum gătește. Ambiția, mă, abnegația. Mă, nu se lasă, mă! Wow! Ia uite-l, s-a născut pruncul cel frumos, alb și luminos! Excelent, acum luăm un pic de vin. Dar cum îi zici ăia? Vinegretă de? De zmeură. Vinegretă de zmeură? Și acum luăm un pic de vinegret de zmeură. Eu mi-s dărâmat. Eu mi-s tăvălit, nu dărâmat. Chiar dacă nu o fac foarte bine. E prima. Deci trebuie să mă înțelegi și pe mine. Mă, câtă delicatez. Așa? Da.
și le punem peste orez. Senzațional! Asta este, de fapt, felul principal. Ce pot să zic? Sunt gâtuit de emoție. Senzațional! Din limuzina de azi se desprinde ideea că cineva e prima oară și urmează să fie... să fie. Atât. Și în al doilea rând se spun lucruri frumoase și emoționante despre Viorica. Acum, ca să fiu sincer până la capăt, ea le și merită. Că e prea bună la orice face. Jos cu pălăria, Viorico! O nouă aventură. Da. Da. Cel puțin noi doi. Da. Îi facem botez. Da, 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 o să vedeți voi cât în plus. Da, da, eu nu știu ce l-așteaptă. Corect. Deci, da, eu într-adevăr nu știu ce mă așteaptă, dar nici voi nu știți ce mă așteaptă. Este prima oară pentru tine? Da. Adică te dezvirgină? Da, poftiți, vă rog. Vei dezvirgina tu sticla aia? Da, exact. Așa, ia stai să vedem că aproape am terminat. Da. Și n-are emoții, să știi. Asta văd că noi ne simțim bine așa, între ei. Mai mergem la masă de seară? Da, normal. Merge. Avem o gazdă clasa a treia. Mai mergem la... Tu știi pe Viorica? Macovei? Eu știu. Eu, este o fată frumoasă și tânără și talentată din Bucovina. Așa, asta știu, e clar populară, că știe să gătească. Și da, acum nu știu ce mai cântă, dar în orice caz vedem cum gătește, pentru că rar am văzut fete din zona aia care să nu știe să gătească. Păi asta zic și eu. În timp ce invitații se întrec în laude la adresa ei, Viorica își vede nestingherită de treabă și face ceva frumos. Oare se putea mai frumos de atât? Nici că se putea mai frumos de atât. E, cred că după efortul meu merită o răsplată din partea dumneavoastră, dragostea și aprecierile dumneavoastră. Mă duc să vă schimb că sunt din bucătărie. Da? Ne vedem la cină. Da, bineînțeles. Aduceți dragostea și aprecierile acum imediat. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Mie, de exemplu, nu-mi place Aperolul. Nu-i văd, adică nu-i vedeam locul aici. În general, aperitivul viselor mele ar fi mers mai bine în direcția în care era Bucovina, adică o afinată sau o țuică. Ok, unde stăm? Că ne e foame. Nu, eu am de gând să vă dau mai mult de băut și de mai puțin de mâncare. Serios. Ce ziceați voi? Cu gospodina din Bucovina? Cu Viorica nu numai că nu m-am întâlnit până acum, dar nici nu cunoșteam foarte bine ceea ce face și... a fost o surpriză pentru mine, pentru că eu asociez cântărețele de muzică populară cu râsete, voie bună, cu costum popular, cu mâncare tradițională, nu știu de ce, dar cred că toată lumea face același lucru. Și acum am văzut o fată frumoasă, elegantă, îmbrăcată frumos, fără niciun pic de, eu știu, motive populare pe ea și destul de... lady, așa, destul de doamnă, adică nu, nu știu, a fost o surpriză, o surpriză. Toată lumea s-a așteptat la ea să gătească bucătărie tradițională de Bucovina. Eu mă bucur că asta e pe gustul meu. Asta este pe gustul meu. Dana, în niciun caz nu s-ar fi atins de bucate cu grăsime. Și o înțeleg. Deci, într-un fel, ea a intuit bine că va trebui să fac o masă de seară lejeră. E posibil ca bucătăria mea tradițională, bucovineană, să nu fie pe gustul dumneavoastră. Al meu n-ar fi fost, de exemplu. Adică ar fi fost, dar era prea greu la ora asta. Decât să-mi atrag foarte multe critici, am preferat să... Glumesc. Nu că nu. Eu zic așa că arată foarte bine. Eu vă invit foarte bine. Tu ai, și... tu ai gătit? Exact. Da, parol. Combinația asta de creveți în pane cu salată de crudități, sincer, eu nu o vedeam niciodată puse împreună. O combinație foarte bună. Recunosc că n-am mai mâncat combinația asta și mi-a plăcut. Mm. Da. Adevărul este că până acum combinația asta de salată de crudități cu creveți n-am gustat niciodată. Combinația. Există un început pentru... E foarte crudă combinația asta, știi? Este doar atât cât să vă deschidă apetitul pentru ceea ce va urma. Având în vedere că eu n-aș fi servit creveți în, cum zice, în cojoc, în Ardeal, adică n-aș fi servit creveții pane, i-aș fi lăsat pur și simplu în
pielea lor dezgolită, decorticată. Salata a fost perfectă. Vă place? Sunteți mulțumiți? Uh-huh. Eu am și mâncat. Eu cred că am mâncat cel mai mult dintre voi toți. Mă bucur, înseamnă că n-am muncit degeaba. Niciun caz. Și sincer, am ținut cont de ingredientele de bază, dar nu strict de un rețetar anume, pentru că îmi place așa, uitându-mă la mama mea deseori când merg acasă în Bucovina, mama gătește cu zâmbetul pe față, tot timpul. Este foarte pozitivă. Nu eu ține cont de nicio... Dacă mai vedea pe mine cum gătesc... De nicio rețetă. Și ies atât de bune bucatele, pentru că le face cu suflet. Mai ales când are și pentru cine. Este bucuria ei imensă să ne vadă pe toți acasă. Așa am gătit și eu. A pus suflet în mâncare, dar a uitat să pună suflet și în conversație și să fie un pic mai destinsă. A fost foarte crispată. Păcat. În aplauzele dumneavoastră v-ați sosit meniul principal. Ia să vedem. Ia să vedem. Foarte frumos. Somon. Văzând că n-o să primim nici vin roșu și nici mâncare tradițională, era ușor previzibil că o să fie tot ceva de genul acesta. Și chestia asta tare, așa, basorelief ăsta ce? Basorelief, vreau deci... să e o crustă, așa, de legume și pesmet. Foarte tare. Wow. Mamă, ce mișto, da. Unde ai învățat să gătești așa? Păi am învățat. Capitoliu. A avut o viață grea. Da. Avem foarte mulți prieteni. Așa. Avem foarte mulți prieteni. Sigur că te adaptezi în funcție de gusturile lor. Atunci când inviți la cine pe cineva, trebuie să ții cont. Dar orezul este bine crescut. Dar n-are, nu are sare. Ce anume? Basorelief. Basorelief. N-are calciu. Are sare? Mm-hmm. Are? Are. Sigur, dar niciodată nu se pune foarte multă sare. Nu, mi se pare că n-are sare deloc. Din punctul meu de vedere, nu, chiar are sare. Iar mănânc dietetic, adică simt sarea de la 30 de kilometri. Da. M-a nimerit cu somonul. Nu prea bine că am glumit eu. Poate un pic cam mult pe seama basoreliefului acela, crusta aceea de pesmet, care a fost bunuță, dar nu chiar pe gustul meu. Dar a fost ok. Adică, și peștele foarte bine gătit. Băi, frate, n-am gustat așa ceva. N-aveam de unde să știu dacă voi mâncați cu sare sau nu. Lasă așa că sarea se adaugă. Nu e nicio problemă. După gust. Să pui sare poți. Să nu... Bobby! Nu poți să deschid, vină cu aici. Desfăi și mie capacul. De tot. Nu, de tot, de tot. Invers. Scoate invers. Tot. Scoate tot capacul. De ce? Nu se poate scoate capacul. Nu se poate scoate. Nu se poate că faceți. Firma mamă așa face bani, vânzându-ți cu tot. Păi da? Adu-mi o solniță. Deci nu vrei să te rășnească, nu? Da. Mai mult? Bine, bine. Somonul ăsta este... Termină, mă! Și ziceai că mănânci pe mai puțină sfat. Păi da, dar acum simt nevoie. Voi v-a așteptat la emisiunea asta ca toată lumea să zică vai ce bună a fost mâncarea, ce gazdă perfectă. Că nu trăim pe timpul comuniștilor. Ne mai, nu știu, ne mai jucăm și noi. Mai râdem și noi. Și iartă-l, Doamne! E destul acum, nu? Bă, ce-am pus un kil de sare, stăia, se uită la mine, știi, Cristi? Și e destul acum, nu? Ca o nevastă din aceea ciocolitoare. Îți ajunge acum, nu? Aha. Da, l-a spus mai doar. Prietenul tău se uită? Da. Se uită? E cu ochii pe noi. Băiete... Da, sol. Să stingem sarea cu vin. Ok. Nu stinge singur. Ok. Mulțumesc. A lipsit armonizarea stării sufletești a gazdei cu cea a musafirilor. Mi se pare că e singura lipsă. Regretabilă, dar sperăm că pe viitor se va repara. Dacă îl iei așa, știi? Păi fiecare dintre noi putem să... Eclat. Sau un hot dog. Sau hot dog, da. E mișto. E bună. Scuze-mă. De ce? Nu mi-am dat seama. E ok. Doamne, că e bun, mai ești bun. Nu, e foarte bun, nu bun. Nu e. Serios că e bun. Acea crustă îi dă un alt gust peștelui. De aceea a fost pus acolo. Și un alt aspect. Dacă tu vrei să o mănânci, o mănânci. Dacă nu, nu. Garnitura a fost orezul. Deci, răutăți, săgeți, venin. Nu înțeleg oamenii răutăcioși nici de cum.
Eu am pus în farfurie ca să fie. La viitoare. Eu nu sunt gârcită. Nu ești așa. Nu. Ești o fată generoasă, bărbuță, politicoasă, începută. Foarte bună bucătăreasă, în opinia mea. Dar ai ghinionul tău că poveni niște mitocan la masă. Am venit la asemenea formulă masculină, că uite, partea feminină noastră. Eu tac, observ, nu? Că sunt de partea ta. Încerc să fiu elegantă, mănânc frumos. Nu neapărat, am avut și zile în care am arătat fața mea de scorpie. Tot la cireașă. Ai așa ceva? Tu vorbești serios? Da. Tu ai fost la bucătărie când i-a gătit? Hai să avem și noi momentul nostru de bârf. Vino încoace. Voi comentați. Cine? Măi, chiar ea și-a băgat și-a introdus mânuțele acolo în mâncare. În... Da, da. La somon acolo, a stat ea la curățat, da. Ea tăia capul. Am zis o tehnică mai ușoară. A zis că are niște oaspeți de seamă și... Săraca. Nu ai știut cu cine este. Uite. A confirmat că, într-adevăr, eu am gătit. Iată, este cumva o dovadă a faptului că i-a plăcut, dar nu admitea în sinea lui că se poate găti atât de bine. A? Asta înseamnă răutate, dragii mei. Răutate pe față. Nu e cărcotaș, e puțin spus. Acesta a fost felul principal. Nu ne-am Doriți prins. Cântec? Surprize? Da, cântec. Cântec. Desert, da. Desert, da. Atât? Și cu cântec, dacă se poate. Desert cu cântec. Da. Da. Robert, mulțumim foarte mult. Ce cântec? Permiteți-mi să mă retrag puțin. Eu voi pregăti o surpriză. Bine. Mai puțin. Nu putem sta foarte mult. Gata, fii atent. Pleacă, putem să o bârfim. Please. Nu vi s-a părut un pic stresată? Ba da, puțin. Mi s-a părut stresată, săraca, și din nefericire n-am ajutat-o deloc. Ea și-a luat treaba prea în serios. Și vrea să iasă totul perfect. Și nu se iasă niciodată. Cunosc genul de fete perfecționiste care vor să iasă totul. Și și moldoveancă de asta, drăcoasă așa. Bucovineancă. Bucovineancă. Credeți că plânge la bucătărie sau sparge farfurii de nervi? Eu zic că sparge. Îți scuipândesc. Cu aromă de Bucovina. Na, Elciuc, puh. Vrei și cu aromă de Suceava? Oh, Doamne, ce ne mai distrăm, săraca fata, cred că plânge acolo în bucătărie. Nu plânge, mă, nu plânge. Lacrima... Ți-am zis, e drăcoasă. E... Lacrima lui Ovidiu. E puternică, e puternică. Nu plânge ea. Dar eu nu vezi cât de liniștită stau acum, mi-e frică de ea. Asta e de-aia care se răzbună. Îți plâng de milă mâine, de că ei trei. Am eu grijă. E problema mea cum o să taxez treaba asta. Dar o să taxez. Mai sunt 3 zile. Fiecare își primește plata. Bună seara! Salut! V-ați căsătorit? Zâna cea bună! Nu, încă nu. Să fie într-un ceas bun. Perfect. Ce ne-ați pregătit astăzi? M-am pregătit o surpriză. Viorica a avut o idee foarte frumoasă și mi-a lansat această idee de a face un album de colinde împreună, colinde și cântece de iarnă. Toate melodiile incluse pe albumul ei, scrisori foarte de trece, sunt scrise de noi, sunt făcute împreună pentru cei de acasă, pentru cei care iubesc sărbătorile și muzica. Când mergeți cu colindul, banii faceți jumătate sau? Da, sigur. Acum serios, i-a fost greu să treacă de la muzica populară la colinde? Uite, asta este răspunsul pe care o să-l primești dacă ne asculti. Ok, exact. Hai. Nou ne-a surprins, pentru că noi ne așteptam să ne cânte ceva tradițional de la ea din Bucovina, cred că cântece pe care le-am fi gustat cu toții. Ea a preferat să schimbe totul la 180 de grade, deci și mâncarea, și locație, și rochie, și absolut tot, și cântecele. Ia-o în brațe luna toată, soarele să nu mai poată să-mi stingă visul de copil. Vreau să lingă ferie, să-mi aducă bucurie în toată copilăria mea. S-a părut un moment sensibil și la fel de elegant ca întreaga seară, de altfel, așa am conceput-o eu. Știi ce îmi pare rău? Știu că este un moment de sărbătoare, știu că este
aproape, suntem aproape de Crăciun, dar românul îi place să se distreze și îi place să se veselească și îi place să mai scoată un banc, să mai, știi, să râdă. Noi ne-am dat toată silința să transmitem mesajul nostru prin cântec, să introducem în starea de sărbătoare. Dana, să vă zic că a fost receptivă. A fost receptivă la ceea ce am făcut noi. În schimb, băieții au ascultat și nu prea câteodată. Chiar dacă ea, într-adevăr, cânta acolo cu sufletul și, într-adevăr, sunt convinsă că a muncit foarte mult la CD-ul acesta pe care l-a lansat, cu toate acestea, n-a văzut partea fanii la momentele pe care le făceau pe lângă ea Dan și Cristi. Și trebuie să fie puțin mai, nu știu, mai deschisă, mai caldă, mai naturală. Fulgi de neacă într-o poveste, la fereastră îmi dau de veste, că a venit. Iarna grea și-n nopți albastre, îngeri albi de gheață în glasre, flori de argint, flori de argint. Îmi place de Dan că este un bărbat spiritual, este, cu el nu te poți plictisi, știe să facă o seară, știe să facă entertainment și asta este foarte important. Dan chiar a mai și avut momente total nepotrivite pentru ceea ce făceam noi acolo. Un moment extrem de elegant și sensibil, după cum am spus. Încă mai aștept să cadă, fulgi de nea la noi pe stradă, să mai fiu copil, din nou aș vrea. Prea frumos! Și vioară, da? Da. Mulțumim! Da, a fost foarte frumos. Da, a fost foarte frumos, foarte da. Mult. Serios. Eu vă doresc tuturor. Și faceți un cuplu foarte frumos când cântați. Chiar mulțumim foarte mult. Vreau să o asigur pe Viorica pe calea asta, că noi am primit curat și cu dragoste tot ce au dăruit ei. De să nu li se pară că n-am primit și că am fost măscărăgioși, că n-a fost așa. Dan, ăsta e el. El nu poate. Asta e Dan Helciug. Zici Dan Helciug și treci mai departe. Râdem, glumim, dar mi-a plăcut cum au cântat și eu am ascultat-o pe ea cântând muzică populară. O prinde foarte bine genul ăsta de colinde și cred că are o voce foarte bună de pop și chiar de jazz. Mus de fructe de pădure. Cu biscuiți digestivi. Da, cred că aveam nevoie. Da? Eu. Nu știu, te-ai supărat. Nu-i lua seama, nu-i lua seama. Ca să pot digera glumele. Ce să mai zic de glumele? Mi-ar trebui o tonă de biscuiți. Eu ar trebui să... De pe smet. Da, normal. Biscuiți. Da, așa este. Dacă îți chemi biscuiți digestivi. Da. Bărbați. Da, biscuiți bate. La o anumită vârstă. Știi? Bărbatul la o anumită vârstă. Și de la gura pe mor, vezi. Da. Când vezi că cască bine gura, se gătește atât de bine, când vezi că, normal, devii un pic frustrat. Eu o să-mi fac o Eugenia. Păi când vezi că arăți atât de bine și nu te cere nimeni în căsătorie, da, da, altfel nu. Eu pun pariu că-i coadă la ușa ta. A, dar pe mine nu m-a cerut în căsătorie. Ați văzut? Nu, ați văzut că am venit atât de bine și ca să... Bobi! Doamne! Am o veste bună pentru tine. Ciunara. Am găsit menta. Mi s-a părut că este frustrat cumva de cât de bine am gătit, cât de bune au fost preparatele. Bă, da, înghețata cu vin merge? Dar nu este înghețată. Dar ce? E mus, măi. Da. Înseamnă frișcă. Pă bune că e mus? Da. Mie îmi place foarte mult. E un Mussolini. Sigur, ținut un pic la frigider. Cam cât? 200 tăpă. E fresh. Răbăritor. E fresh, așa. E ușor astringent, așa. Mi-a plăcut acest mus din fructe de pădure. Eu l-am mâncat pe tot. Mi-a plăcut și combinația cu biscuiți. Doi biscuiți cu mus înăuntru. Foarte bună combinație. Nasol. Păi e bine că nu cade. Păi așa trebuie să fie. E bine.
Păi asta așa trebuie să controlat, măi. Adeziv, așa. Eu sunt un bucătar foarte bun și... Ăsta e un test. Horia știe. Da, râdeam și eu când era cazul, dar nu la orice prostie. Că dacă făceam tumbe, eram perfectă. N-am făcut tumbe și am fost mai serioasă, n-a fost ok. Mie mi s-a părut că scopul acestei emisiuni este mai mult unul de divertisment decât unul de recunoaștere a valorilor eterne ale gastronomiei românești, indiferent din ce sursă ar proveni ele, dar rămite de la niște artiști. Sau, mă rog, ce suntem noi. Și atunci m-am lăsat furat de valul atmosferei. Trebuie să ne iert. Ne putem suntem controla. Niște cretini incontrolabili. Da. Iertatul să vă iert, dar nu am să vă uit. Tu ești ca domnul Iliescu. Aoleu, am cârcel la burtă. Aoleu, mamă. Mi-au mâncat nervii și răbdarea. Sufletul nu. Eu nu mă pot supăra. Ai spus bine că o să se răzbune. Nu, eu... Nu, răzbunarea e arma a prostului. Scuze, nu, eu nu să mă răzbun niciodată. Mă, termină! Termină că nu mai pot, mă doare. Fac cârcel și pe partea cealaltă, lasă. Aoleu, burta mea. Ce am mâncat, mi-a plăcut. Cât am mâncat, cât mi-a trebuit. Dar îi dau notă ca și organizator de petrecere. Și e un nouă, pentru că naște să treacă peste chestiile care au dat sare și piper, de fapt, acestei înregistrări, acestei petreceri. Așa am văzut eu ca pe o mică petrecere. În seara aceasta, Viorica are din partea mea nota 9. Nota. Nota 9. O masă aproape perfectă. Seară frumoasă, mâncare bună, muzică pentru suflet, invitați de pus la rană și credeți-mă că sunt multe rând deschise. Ideea e că Viorica a primit 27 de puncte și coace un plan de răzbunare. Amin. A fost foarte bună. Am mâncat. Da. Ai și băut. Așa suntem noi mai mișto. Vreau să vă spun că m-am bucurat sincer să vă am la cină. Chiar dacă am râs, chiar dacă am glumit. Ai și plâns? Dacă ai și plâns, puțin. Nu, de plâns niciodată. Eu, da, eu am plâns, uite, nu mai am machiaj. Dacă am plâns, am plâns de râs, da. Mm-hmm. Da. În sine atacă, pe față nu prea s-a văzut. Păi nu, voiam să-mi stric machiajul. Aha. Eu n-am reușit. Sunt un om care îmi controlez de obicei. Eu n-am reușit. Of, da. Vai și amar de noi. Eu nu-s bună de actriță. Eu sunt un om care eu vreau să mai ciocnim încă o dată un pahar de vin și să vă mulțumesc mult că ați venit. Mulțumim tare, mă. Cine a pregătit de mine. Aoleu. Și abia aștept să mă răzbun. Ca să avem noroc, încercarea vieții mele, bucătărie coreană. 1 până la capăt. Ka. Is it good? Salut România. Salut România. Salut Corea. Tu ai făcut chestia asta? Exact.